Locuitorii orașului Ocnița se mândresc cu un sistem de iluminare modern. Autoritățile spun că proiectul asigură locuitorii orașului o viață mai sigură, iar printre avantajele proiectului dat sunt și economiile în bugetul local. Toate beneficiile sunt grație implementării unui proiect european pentru energie durabilă. Cu banii europeni în oraș s-a achiziționat corpuri de iluminat cu un consum eficient de energie prin alegerea lămpilor de tip LED. Au fost schimbate rețele de cablu și au fost instalate sisteme inteligente de monitorizare și gestionare la distanță. 30% noi economisim bani. Deci noi am implementat proiectul cu 530 de lei. La moment am fost în oraș. Noi, de fapt, am plătit 900 mii de dolari. Deci 1.600.000 de mii ei nu le-au dat degeaba. Contribuția noastră a fost 20%. 400 de mii noi le-am strâns și le-am dat. Noi am strâns undeva vreo 130 de mii de la agenții economici, de la oameni, de la fizici, de la șeie, dar restul noi am fost din buget banii. Primarul de Ocnița, Victor Artamaniuc, afirmă că acest proiect european a fost o adevărată surpriză pentru localitate, iar sistemul modern de iluminare stradală instalat acum poate fi gestionat de la distanță datorită tehnologiilor performante cu ajutorul aplicațiilor instalate în telefon sau în calculator. Da, este om angajat, dar toate astea se face automatizat. România controlează sistemul de pornire și de oprire a medirii pe durata zilei. Și te aprinde seara, cum regulăm noi. Noi dăm de pildă mult să aprind la ora 10, da? Da. Și până la ora 5, da? La 5 se vede. Noi regulăm la 4:30 și așa ne pace. Aici este un om care regulează automatizat, cu telefonul, de acasă regulează toate punctul. Victor Artamaniuc ne-a declarat că pe lângă aspectul estetic pe care l-a obținut orașul prin instalarea lămpilor de tip LED, primăria a înregistrat economii mari la consumul de energie, cheltuielile ridicându-se cu 30%. Primarul spune că și locuitorii urbii sunt în siguranță acum, iar odată cu instalarea sistemului de iluminare stradală, a scăzut și numărul infracțiunilor înregistrate în timpul nopții. Dacă ocnițienii au soluționat problema iluminatului stradal, atunci în orașul Glodeni mai mult de jumătate din oraș este neiluminat. Recent, în cadrul ședinței Consiliului Orășenesc, primara de Glodeni, Stella Onuț, a venit cu un proiect de iluminare a parcului care costă peste 400.000 lei. O parte din consilieri au fost împotriva acestui proiect, deoarece l-a considerat prea scump. И в парке нужно освещение, но не на данный момент, не в этой ситуации. Ну нет у нас такого движения людей, нет такого потока. Я в 12 часов не вижу ни одного человека, кроме собак в центре. Кроме собак, которые лежат под этими лампами. Я не вижу там людей. Для кого мы это делаем в парке? В совхозе? Олег, вы живете в совхозе, вы знаете прекрасно. Там освещения нет. Давайте сделаем там это освещение, а потом перейдем в парк. După mai multe dezbateri, proiectul a fost susținut cu sprijinul majorității consilierilor aleși. Potrivit unui articol din ziarul de gardă, primara orașului Glodeni, Stella Onuță, a spus că în 2019 această cifră a crescut până la 40%. Din spusele ei, primăria extinde rețeaua iluminatului public din resurse proprii. Singura sursă de finanțare pe care au avut-o au fost dintr-o donație din anul 2015, prin care localitatea a promit lămpi și cablu, iar primăria a investit în efectuarea lucrărilor. Astfel, potrivit raportului prezent în cadrul ședinței Consiliului Local, au fost extins iluminatul stradal pe străzile Mitropolitul Varlam, Strada Tineretului și Vasilia Zgârcea în sumă de 235.000 lei. Primara afirmă că a încercat în repetate rânduri să acceseze fonduri, să de fiecare dată i s-a spus că fondurile disponibile au fost alocate și că nu există resurse financiare. În încercarea de a afla care este situația actuală a orașului Glodeni, primara de Glodeni a refuzat să ne ofere un interviu despre subiectul iluminării orașului.